Bună seara și bine ne-am regăsit la puterile secrete. O seară de noiembrie, de duminică, suntem alături de Dragoș și Iliescu și mă bucur că suntem între prieteni și chiar vorbeam înainte de emisiune cum să denumim această seară și ne-am gândit amândoi să facem și noi ca la americani, să facem România mare din nou. Este, cred că, o dorință a fiecărui român să ne vedem iar țara acolo unde trebuie să fie, la locul ei, la loc de cinste, să fim stăpâni pe bogățiile ei, să, fim, să ne simțim iar stăpâni în țara noastră, să aducem românii înapoi și văd că așa un pic de licărire dacă apare de undeva, Parcă ne încarcă pe toți cu energie, ne încarcă pe toți cu, cu speranță și Doamne ajută, Doamne ajută să ne vedem iară așa cum am fost și mai bine decât atât. Dragoș, spunem că, știi, mizezi, eu mizez foarte tare pe ceea ce simți tu, pentru că tu stai acolo rupt un pic de lume. Uh, uite, erau niște uh, noutăți pe care eu ți le-am spus Eu credeam că tu știi, dar tu nu deschizi atâta televizorul și într-un fel bine faci Și atunci părerile tale și simțirile tale sunt cele reale Sunt neinfluențate de ce vezi și de ce auzi Este exact ce simți tu Da, bună seara, da, da așa e Chiar, Acum îmi dau seama că e posibil, da, nu sunt implicat, nu m-am emoționat Da am aflat de la tine astăzi despre Trump, ce face el pe acolo hmm? și niște vecini care au venit pe la mine, mai muncim pe aici și ei știau, se uită probabil, că au zis că este că nu știu ce. Bun, <coughs> domne, dacă chiar așa o fi și nu se întâmplă <coughs> ca data trecută, dar zice că nu, mă rog, să zicem că acum avem o nouă perspectivă mondială. Da, da. Tare, ceea ce mă interesează. Pe, pe lângă faptul că uh, nu prea mai are ce să se întâmple, uh, este vorba și față de data trecută, de data asta are și uh, pe cine se baza, pentru că sunt uh, majoritate, formează o majoritate republicanii în Senat, în Camera Reprezentanților, cum au ei acolo în Congres. Da, foarte bine. Deci pot să, să lucreze cu aprobarea legilor sau adopția lor. Dacă data trecută a fost așa mai cu mâinile legate pentru că democrații erau în majoritate, acum sunt republicanii. Dacă el și nu este o... E și patru ani de experiență, și în care hmm. lumea nu i-a fost mai bine. Oamenii nu, da, a fost bine, a fost lucruri bune. Nu, țin oameni... minte anumite lucruri care aveau impact până aici. Ce mă interesează acum e că a lăudat familia, că a lăudat să ne vedem de fiecare de sexul lui. Sperăm să se încheie războile, pentru că asta a spus din prima zi că va pune capăt războaielor și să începem să lucrăm fiecare la reconstrucție. Și reconstrucție și da, a fost mai armonie pe vremea lui, cel puțin a fost războaie, da, corect. Oamenii sunt foarte influențabili, oamenii mai slabi, mai copii să spunem așa, mai de puține vieți în lumea asta fizică, a noastră, sunt influențabili. Și dacă li se spune de 10 ori, au 11 ori zice și el. Așa că dacă acum avem voie să spunem altfel, adică cum trebuie, că aveam voie și înainte, dar parcă nu era așa. Ne cenzura cineva și ne și cenzura de altfel. Cred că uh, că deci înseamnă să se, se multe. De ce ne cenzura uh, perioada noastră de, de să zic de comunism i-a făcut pe cei maturi să învețe un fel de autocenzură. Și... Să nu supere pe Exact. Păi da, dar la un moment dat să de liberare după Revoluție, după care imediat am învățat să intrăm iar în carapace și să, fim atenți. Da, no, doare. Gura. Doare cu atenția asta. Se cheamă compromis, care e amărăciune și viață grea, pentru că atunci când te exprimi, vezi că nu te-a împușcat nimeni nu se întâmplă absolut nimic, ba din potrivă îți vine din tine așa o chestie, bă eu am spus-o și o mai spun de câte ori mai am ocazia, poate nu chiar ca să crezi din confort celor care încă sunt rătăciți. Adică să avem și arta de a spune lucrurilor cu blândețe, însă astea sunt lucruri tabu pe care trebuie să ni le insuflăm din nou și trebuie să le căutăm din nou cu mare sfințenie, adică familie, dragoste, să se vorbească de asta, dar nu doar așa, toți vorbesc de iubire, am văzut. Toată lumea, iubirea, 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 da. Iubirea asta ar trebui predată în școală, trebuie să avem lecție de iubire. Să se explice că iubirea nu se poate învăța, iubirea nu se poate forța, iubirea îi zvorăște. Și când a izvorât iubirea, dragostea asta, cum a zis Petre, Pavel a zis, dacă dragoste nu e nimic, nu e. Poți să ai și darul clar viziunii, poți să ai și darul tălmăcirilor și vindecător și de toate, dar dacă dragoste nu ai, absolut nu contează. Și așa este. Deci dragostea asta e ceva foarte nobil și foarte de sine stătător. Parcă ai zice că ea te alege pe tine și nu după ea, iubirea. Adică degeaba vrei să iubești. Dacă nu ai oxitocină, nu poți să iubești în primul rând. Deci dacă n-ai oxitocină, că iubirea vine când în corpul tău este prezentă și această oxitocină, un neurotransmițător care dispare ca și serotonina, ca și melatonina, adică melatonina nu poți să dormi și poți să te relaxezi, serotonina nu te mai bucuri de nimic, oxitocină nu poți să iubești, ai vrea, dar te uiți așa ca la un cuvânt. După vrei să faci tu treabă, să te scoți să faci treabă și ai senzația că ești obosit din start, n-ai dopamină. Ei, toți acești hormoni trebuie să-i aducem în noi ca să avem o bază de discuție, că altfel, că ăștia ne în prezenți, acești hormoni ai vieții, așa numiți, și mai sunt și alții, uh, oamenii nici măcar nu ascultă ce vorbim, nu pot să asculte, îi doare efectiv, ar vrea să fie, dar uh, sunt blazați. Și atunci eu vă sfătuiesc, fraților, să încercați și au rost monoatomic, ormusul meu și nu numai al meu, că dacă dați o căutare, sunt mai mulți și în lumea asta s-a extins ideea. Eu promovez de 15 ani această idee. Când era unul în America, vreo doi în America, unul în Australia, am ajuns eu aici la noi la români și dacă mi se pare era unul în Germania. Dar oricum, slăbuț. Nu așa să promoveze, să ocupe la televizor și așa cum am făcut eu. Să scriu o carte, m-am în spate aici. Adică eu am făcut-o, să zic așa, destul de pasionat în țărișoara noastră, când, când aceste cuvinte, aur monoatomic, erau Ciudat, e rău de tot. Acum știe lumea din cauza cărții lui Radu Cina Mara mai a păzut o carte acum. Mi-a zis cineva, e scumpă, că a venit cineva și am dat și mi-a zis, domnule, să din cartea MIB. MIB, nu, tatăl meu era MIB, Men in Black. Uh -huh. Și cartea costa 250 de lei, scumpă, domne dar acolo zice tot, zice și de România și e scrisă de un american, scris, zice de România de munții Bucei, ce discuții au fost atunci, în perioada anilor 90. Românii au vrut să spună tuturor lumii ce minuni avem în munții noștri și ne suntem noi, că erau niște dispozitive în care te așezai pe ele, pe scaune pe acolo și spunea organe, tot, tuc, tuc med Medved, imediat. Și printre altele, și era undeva pe masă pus la discreție, praf de aur monoatomic să te servești, așa ca un fel de alune. Acolo lăsate la oamenii ăștia ai noștri de demult care și-au făcut aceste caverne. Oricum, scaunele și masa erau pentru oameni de 6 metri, de, pentru giganți. Așa că, deci acum se vorbește despre țara noastră, văd în țări străine, de la un in black, așa, și lumea vorbește despre urmă despre care a scris americanul că s au găsit la noi în Bucegi. Apoi Radu Cina mara, a scris, adică nu apoi, Radu Cinamar a scris cu viitor cu cap de mort de mult, știți foarte bine. Și uite, așa lumea a început să caute, dă căutare pe internet, au monotomic și bineînțeles ajunge să vizioneze probabil o emisiune de-a noastră. Sau o emisiune de ale mele de când eram tânăr. Și barba nu-mi crescuse atât de mult și atât de alb. Dar de fapt în barbă. Uite că o să mă vedeți până când ajung. Da. Mai. Da, vine, vine medicamentul la minune și o să devenim toți de 35 de ani. Adică fiecare cam cum vrea. Se zice că prima oară te poți da înapoi 30 de ani. Ceva bun, frumos, așa, 30 de ani și Și poți să faci de trei ori treaba asta în medbedurile alea. Dacă se poate, odată se poate și 2000 de ori. De deci eu Cred că o să ajungem să fim stabilizați la o fizic, psihic, ființa ta perfectă și completă, la un nivel care îți convine, așa, și așa rămâi. Dar asta va fi în lumea nouă despre care am vorbit în, în, în emisiunea trecută. Și dacă acum nu suntem cu minți și nu ne smerim și nu recunoaștem și nu facem acele trei lucruri pe care vi le-am spus și vi le repet, și eu cred că reușesc până la urmă. Mai ales că aseară am văzut din nou filmul Mizerabil. Și mm -hmm. l am văzut pe abatele la cât de cu minte a fost în fața lui Jean Varjean. Și Jean Varjean, din cauza gestului lui de hoț, ordinar, l-a primit în casă să mănânce. Mm -hmm. Și ăsta i-a furat noaptea argintăria și i-a mai dat și una. de la a culcat la pământ. Și când l-au prins polițiștii a doua zi și am venit cu el în curs de domnule, l-am prins, și că vi le zis dat dumneavoastră. Da, eu îi am cum să nu? Dar de ce ne a luat și sfeșnicele? Sunt 2000 de franci alea. Și mă rog, i-a pus și sfeșnicele, știți cine a văzut filmul? Ideea e că eu, urmărindu mi-am dat seama ce înseamnă spiritualitate pe abatele la, și apoi mi-am dat seama ce înseamnă în loc să uh, uh, condamni și să judeci și să pedepsești, să-i dai în plus la cel care, în tot celălalt, asta a făcut. Și uite, l a marcat atât de mult încât după aia el a început să facă binele la care îl făcea mereu și renunța la el și extraordinar. Așa că, dragii mei, cam asta e calea să ajungem. Adică, întâi și întâi, șocul ăsta să vi dea cineva, să ne-l dea cineva tuturor, șocul care să ne trezească să vrem noi să fim Jean Valjean. Că noi suntem niște Jean Bargen. Încă ne educați, încă ne, cum să zic, fără lecția aia care i s-a dat acestui Ne vinova până la urmă. El era un host de pâine. Nu. Dar se, se transforma, se ne ia 20 de ani de ocnă într-un aproape criminal. Era puternic. Era. Bun. Și deci noi suntem Jean Varjean, ăștia ieșiți din pușcăria cea grea, nevinovați. Că nu suntem, nu e nimeni vinovat. Viața te duce și fiecare are o scuză sau când o face nu e chiar un malefic să o facă, uh, cum să zic, conștient. Și chiar la care o face conștient a devenit sadic tot uh, ușor, ușor. Nu cred că s-a născut nenorocit sadic. Ori mai vizitește. Dar omul avansează ori în rău, ori în bine în viață dar de obicei se avansează în rău până la un punct la care hotărăști în funcție de un eveniment sau suferință sau ceva plăcut, gen șoc invers. Nu te așteptai cum a fost aici, în loc să-l condamni, să-l ducă la ognă de unde venea, a plecat cu un sac de, de avere și a, -a luat o fabrică de cărămidă, a ajuns primar, mă rog. Deci o viață de asta de film. Dar aștia suntem și noi. Și eu vă spun cele trei căi care le faceți fără să așteptați un abate care să vină în viața voastră și să fie atât de bun încât să vedeți de N ori. Ca voi la un moment dat să ziceți, băi, stai nebun. Nu cred că e bun. Deci dacă el o face asta așa, ori e foarte marcat, ori a înțeles că ăsta e calea și deci hai să, să mă smeresc. Că cumva să-ți să înghită frica. Că de fapt e o frică când face așa ceva. Să fie un om care vine și acceptă frica și nu o folosește împotriva ta. Dacă să nu așteptăm omul ăla, mărturisim, vedem care sunt problemele. Hă, deci asta se mărturise. A doua este uh, pocăința, adică lucrarea conștiinței. Deci după ce te-ai mărturisit și ai văzut ce ai făcut, că nu te le ai judecat, le-ai suprimat. Încep să faci balanță, analiză. Băi, nu e bine, uite ce am făcut atunci. Data aia nu știu cum am făcut și uite, m-a prins și uite ce am pățit, și nu știu ce. Mai fac, nu e bine să mai faci, că riști și deci se poate să pățești din nou suferință. Mai bine nu fac. Bun, ai ajuns la niște concluzii, după care treci la ispășire și ispășire, care înseamnă că începi să faci faptele bune. Exact ca în film. Să vedeți filmul mizerabil și gata. S-a rezolvat. De deci, ce ai ideea? Alegeți-vă, ori abatele, ori el, tot aia. Că el a ajuns la batele. Așa că noi trebuie să devenim acești oameni noi, oameni care ne sucim din minciună și din hoție sau, așa zis, descurcat ăsta, orice, lasă că pf, trebuie să trăiesc. Nu moare nimeni. Nu trebuie să trăiești neapărat dacă faci și prostii. No. Bun. Și devenim acești oameni noi care suntem preocupați acum să-i ajutăm cu răbdare pe cei care încă nu s-au trezit. Prin diferite exemple sau prin, nu știu, deci, deci cred că prin răbdare și iubire, așa, îi ajutăm pe toți. Încercăm noi să nu preoțităm că atunci când omul este disperat și reușești să-l întorci și e posibil să poți să-l și manipulezi și nu vă recomand să faceți asta, adică după ce veți vedea că veți câștiga lupta până la urmă, după multe palme în loc de sângeri de mână sau îmbrățișări, Lupta tot o câștigă la bunul, care întoarce obrazul și atunci vine pericolul dorinț, poate, ideea diavolească de, de a profita, de a manipula, ceea ce nu trebuie să facem, noi trebuie să. Din păcate, nu putem profita de această lucrare noastră, decât dacă omul ăla vine în întâmpinare, cum a fost, da, și în filmul ăsta, că el a, da, a donat mult bani, că făcea bani și ne dona în onoarea lui ăsta care murise săracul. Nu știu dacă a apucat să vadă ce, ce a, că a reușit cu acea lecție. Așa și deci nu trebuie să avem așteptări când intrăm pe drumul ăsta fără așteptări pentru că așteptările ne duc pe noi din nou într-o fie și slavă de șartă și judecată. Și în felul ăsta noi putem ajunge în lumea asta de care vorbim noi al lui Nenea Trump care să sperăm că nu e roboțelul Trump care cine ce mai face dar oricum cu, cu aceste cum să zic, promisiuni e de bine, ne convine așa și în această lume nouă care vine Nesara-Gesara, că, Nesara că iară ne revine apa la moare cu uh -huh. National nu știu no, cum ideea este că ar trebui să să tragem o concluzie și pentru noi românii acum înainte de alegeri, că nici noi nu mai avem mult până la alegeri să înțelegem că atunci când dorim să schimbăm ceva, chiar putem să o facem. Da? O lume s-a da, dorit da? de faptul că o să ajungă iar la conducere. Și probabil că multe forțe s-au uh, opus, au fost și atentate. Și, vară. Opus, da, și da um, e vorba de o ambiție și de o vârstă la care nu mai te gândești prea dacă mult. Dacă poporul am american și-a dorit asta, asta s-a întâmplat. Da, cu milă Dumnezeu s-au rugat și s-a întâmplat. Hai să vedem acum ce iese cum se opresc războaiele, cum intrăm într-o lume nouă, dar chiar, domne, ce atâtea războaie? Parcă ne trezim dintr-un vis așa, sumbru. Toate că sunt com cam comasați milioane de soldați până Rusia, nord un milion sau nu știu cât. Adică deja oamenii porniseră, dar să să vedem cum îi oprește trâmpuc, trâmpuleț. Păi, dacă -o -l 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 -o. le, oprești bănuții, susținerea? Păi ce, le dă el bani? Dar a și până acum da, bani da, da, susținerea a fost venit de acolo. Nu, no, ăștia ați să-i să, să răstoarne pe dar dacă sunt prieteni cu tram, se oprește, se duc acasă. Un milion a venit, un milion pleacă. Să dea Dumnezeu că nu vrem, nu, nu vreau, până și sunetele, dacă scăpăm cu viața, sunetele, sunt n-am nevoie de bubuiel de astea. Bun, și atunci hai să trecem la partea pozitivă. Great again România, să fie mare, și frumoasă? Mai ales că niciun război n-a rezolvat nimic. Se rezolvă război pentru ăștia cu bani. la masa tratativelor și acolo se rezolvă lucrurile, nu se rezolvă în război. Sigur că da. Noi avem războiul nostru aici, la noi. Pe... Nu, no, nu mai avem. Gata, lucru. a câștigat acolo, se câștigă și aici. Dar e mie mie că pro-americanul care e mult lăudat prin Washington Post a și la noi. Da, nu știu. E, ești, dacă ești american. Oamenii uite așa se schimbă de la. Dar nu se știe, acesta. poate a fost cei cu el. Care, cei care până ieri înjurau jurau. a asta, promovat au, de alții. Dar, dar noi ne interesează. Noi, noi ne-am uh, obișnuit cu acești cameleoni care se schimbă după. Deci o... nu contează la noi cine iese. Dacă a ieșit Trump, e politica lui. Sigur că da. Dacă se înțelege acesta. cu Putin, e politica lor. Și se cam înțeleg ei cumva așa. Deci noi o să mergem acum pe linia lor. Nu contează cine e la noi, că o să zic că da, să trăiți, facem. Sigur că da. Cum să nu facem? Și atunci înseamnă că se face o pace, înseamnă că se face o pace din punct de vedere politic și poate mergem și de ce nu spre noile descoperiri ale științei. Doamne ajută! Și de ce nu promovarea aurului monatomic și ale efectelor lui și posibilității folosirii lui în diferite dispozitive medicale de lucru și așa mai departe, chiar și propulsie. Că ei știu de treaba asta. Există motoare care sunt alimentate cu cristale, care sunt cristale de aur monatomic și nu doar. Iridiu, rodiu, diferite feluri de, de cristale făcute din... Știți că eu la un târg am găsit un cristal de aur monatomic? De vânzare avea. Ăsta e aur monatomic. Și cum am uitat la el, era sticlă de aur. Era aur monatomic topit sticlă. Și era mai scump și nu l-am cumpărat. Îmi pare rău că, uite, eu care sunt cu așa ceva nu l-am luat, dar chiar de ce nu l-ai filat. Da, uite, ar să nu caut. Am și un cristăluș de aur monoatomic, pentru că e vorba de sticla de aur, adică praful de aur monoatomic încălzit la 1160 de grade, fiind ca un siliciu, are comportament de coarț de siliciu, se topește și se toarnă în forme și zice că așa era făcut capul piramidei lui Cheops. Dar diferite cristale de tipul ăsta și din diferite elemente nobile, nu doar din aur, iridiu, rodiu, platine, paladiu, ruteniu, rodiu, am zis rodiu, cupru, și el se portă stare monatomică, pot fi puse dispuse în anumite modele de geometrie sacră și să genereze forțe puternice, mari, de orice tip. Translocație, de deplasare, teleportare, tinerire în dispozitive medicale, că de aia, de aici am pornit. Promisiunea că o să fim toți frumoși, tineri și cel mai mult dintre toate vorbim de aspect aici, eu vorbesc de partea interioară, să avem o stare optimă de funcționare, optimă de hormoni, de neurotransmițători, ca noi să fim ființa aia care, cum să zic, nu e în stare de anxietate, nu e în stare de depresie, nu e în stare de blocaj nu știu de care, blocaj nu știu de care, că nu e niciun blocaj din moment ce tu ești Optim. Funcționează tot, curge energia perfect pe toate meridianele și mai ales pe toate canalele aurice, ale aurei. Pentru că acolo se vede boala. Unde nu mai curge, pe acolo. În lumină. Este foarte eficient în reglarea ritmului inimii. Este destul de eficient pe coloana vertebrală și pe rinichi. Recomand torsorul tuturor celor care vor să aibă o stare de sănătate mai bună, o stare de vitalitate mai bună, fără energizante. Aveți toată încrederea în utilizarea lui. Felicitări și mulțumiri colectivului de cercetători care au contribuit la realizarea acestuia și care au reușit să scoată pe piață un produs foarte folositor pentru sănătatea oamenilor. Noi în Lumina avem circuit ca să știți, corpul de lumină, ia să vedem, că l-am mai văzut de mult, o cărticică cu ormus, că e foarte sugestivă chestia asta, imaginile fac ca noi să ne trezim, să ne impresionăm, ca să zic așa. Ia uitați aici, corpul de lumină, corpul ca. E, păi da, imaginați-vă că în zona umărului sau o mână e neagră. Dar tu ai mână și se mișcă. Dar doare, nu poți o folosești, amorțește. Sunt multe zone negre în corpul nostru de lumină. Pentru că dacă ar fi ca ăsta, ăsta e corpul de, de iluminare, adică este corpul care pleci cu tot cu trup. E un deziderat frumos pe care îl doresc tuturor, că se poate. Ca Elie Tezviteanu să plecăm fraților toți, cu trup cu tot. Și ca Hristos, că el, el de două ori a dizolvat trupul. Odată când n-au găsit nimic în, în, în mormânt, când s-a dat roata la o parte, și a doua oară a venit cu trup, că s-a plimbat cu trup 40 de zile și când a plecat la înălțare, cu trup cu tot s-a ridicat. Rachetă. Așa că mo acest mod de a pleca de pe pământ după ce ai fost în carne este cel mai frumos mod de a, între ghilimele, muri. Că nu muri. De a te mormânta. Adică nu te mormântezi, te ridici la cer. E exact invers. Să ne dorim, în loc să ne ducem pământ la viermi, sau hai să dea Dumnezeu să fim moaște, să mirosim amir, să plecăm în lumină cu corpul ca. În car cu foc. Se poate. Eu nu zic că e ușor sau greu. Eu zic că se poate. Și dacă se poate, îmi doresc și eu. Nu știu dacă pot. Dar eu încerc. V-am spus și vouă. Măcar doriți-vă. Spune, Doamne, ajută-mă să am sfârșit creștinesc, dar de tip Iisus Hristos, ca la înălțare. Sau Ilie Tezvitean. Și ușor, ușor, în subconștientul nostru începe să creadă informația asta că e adevărată, ce vă zic, și apoi începe să-și dorescă. Și după aceea o să-i separe natural, firesc. Și nu se știe, că mai avem până când plecăm, cum găsim soluția. Adică noi până acolo o să mergem la România asta mare a noastră, să fim toți ca dacii care plecau așa? Bine, ei nu-și luau trupul. Păceau tehnica POA, v-am mai zis, am numit sunet și ieșeau din trup conștient și trupul rămânea. Pac! Vedeam pe acolo. Fiecare cu tehnica lui, dar eu îmi doresc mai, mai ceva ca Daci, adică fiind creștin, că și Daci ar fi fost dacă Daci de după Hristos, unii din ei au fost creștini, că noi am fost Daci mult timp după războaiele Daco-Romane, adică pe la 900 deja erau creștinați. Aveam și creștini. Dar noi am fost numiți Daci până la 1100 până și niște Mihai Viteazul era denumit Malus Dacus. Dacu cel rău. Ne-a schimbat numele de curând, așa, pe la Pașop, acolo. Ne-a făcut români. România. Ce e România? Roma. Adică dai Romei. Că români, că brahman, nu vreau și cu de-astea. Dar mie îmi sună mai bine dac și gata. Și romani sunt romani. Nu sunt români. Mă rog, da, ne-a făcut așa, ne-a amestecat ca să noi credem că suntem romani. De fapt, suntem romani. Ei, romanii sunt daci, sunt frați de ei noștri, de războaie fratricide. Roma noastră. Da, ne-am depărtat de ei de acum 2000 de ani, plus minus și mai, mai dinainte. S-a schimbat limba, nu mai seamănă cu limba asta vulgară, asta, latina vulgară asta ce vorbesc eu acum. Ea au făcut latina Spax Bobiscum și Muscas în loc de Muscă și Aquila a rămas Aquila, dar mă Captat în loc de captează, în loc de prinde, care mai sunt mai sinonime? Captează, captat, aia e. Limă inventată, iar italiana e o română mai melodioasă, doar că au fost mai, mai mai, cântăreți, aia care au plecat de aici și au ajuns să cânte. Da. Ca și da. portughești, la fel. Tra traversăm niște zile extraordinare, dragă și mă gândesc la faptul că cineva... A avut uh, uh, această inițiativă și a pus-o și în practică: ca după 30 și ceva de ani să se facă o slujbă de pomenire, să se facă o colivă, să se facă o slujbă de eliberare și de înălțare la cer și o slujbă de iertare. Pentru că poporul român, cum vorbeam și noi, mi-ai spus și tu în emisiunile trecute de acum un an, doi vorbeam despre blestemul celor care și ucit conducătorii și uite că o mână de oameni a avut această inițiativă și practic putem spune că suntem la momentul zero. Păi, au cam trecut 30 de ani, ne-am plătit păcatele. Acest s-a făcut chiar în, în ziua de sâmbătă a morților, la Plăviceni. Au făcut o mare colivă, au făcut o mare slujbă cu mai mulți preoți, au dezlegat de acest blestem poporul român, hmm. sufletele oh. celor care erau uh, uh, pomeniți cu ocazia asta s-au ridicat la cer. S-a făcut asta... pace între cer și pământ. Iar noi, astăzi, am putea să spunem că plecăm de la zero. Să spunem, pentru că dacă spunem, chiar plecăm de la zero. Trebuie să fim foarte atenți pe ce drum o luăm. Da, dar acum v-am spus de alegere. Te faci mai bun sau mai rău. Adică îți alegi un drum. Știi cum Și este acolo 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 acum să te alegi -un -un pe lumea asta? Nimic nu A? este întâmplător. Nimic. No, nimic Totul e, de de bine. Tot e de la Dumnezeu. Uite cum lucrurile se leagă ca într-o poveste și eu cred în sufletul meu că și pentru România, alături de alte țări din lumea asta, începe un drum nou. Uite că începe. Chiar că e un drum nou, pentru că uite, că am luat o pe altă cale în față de cea care a fost până acum. E un drum nou și... De noi depinde fiecare ce alegem, pentru că, da, pare ciudat să renunți la niște chestii ușoare. Minciuna, păția, astea care par ușoare. Dar vă spun că nu e nimic mai eliberator decât adevăr. Să spui ce părere ai. Puneți părerea care o aveți, spuneți ce ați făcut, băi dacă ai făcut. E făcut ce s-a ascuns, că dacă ați ascuns o să ai probleme. Am făcut-o, am comis-o. Iertați-mă, dar nu știu dacă mă puteți ierta, dar eu m-am eliberat. V-am spus. Omuliți-mă dacă e să de învățăm, moarte. Știi, noi mai trebuie să scăpăm de o aia cu capra vecinului. Să învățăm să vedem în, în oamenii care fac ceva partea bună. Da? Nu să venim repede cu critici și să nu, dacă putem să facem ceva bun, să-l facem. Dacă nu, hmm. măcar să mulțumim. Să mulțumim cerului și să ne rugăm de sănătatea celor care fac. Poate că și noi am încercat să facem, dar nu avem uh, conexiunile, nu avem sănătatea, nu avem uh, posibilitățile. Dar măcar cu un gând bun și cu o, o energie bună, tot putem să susținem. Da o Să facem schimb. pentru noi să... și pentru copiii noștri să intrăm în noua eră în care astea vor fi, cum să zic, bunele maniere, să spunem așa, sau educația. Acum, din cauza că ne-am transformat într-un popor mai egoist, cam narcisiști așa toți. Am trebuit să lăsăm egoismul deoparte și să bă, ne gândim Ne credem și deștepți că așa sunt ăștia narcisiști. Ei se cred cei mai tari. Și noi ne credem cei mai tari. Noi cred că suntem din fabrică, dar uh, drumul unui astfel de caracter este spre a empatiza la un moment dat. Este calea. El pornește de la ego, se crede superior, calcă pe cadavre, uh, e mai ușor să minți, e mai comod, te specializezi, se cheamă narcisist. Dai de ceilalți partea cealaltă care este empatici. Și empaticii sunt oameni care pun suflet, care te iartă de o mie de ori, care poate nu chiar de o mie de ori, dar iertătorii implicați. Care iartă? Pentru că și noi cerem iertare. Da? Dacă Dumnezeu ne iartă de mii de ori, de câte ori greșim? De câte ori cerem. Cine suntem noi să nu iertăm? Păi, da, bine, astea sunt întrebări. Deja am ajuns spre sfera celor empatici care tot timpul pun în balanță, procesează emoții și nu le suprimă. Și cam aici se îndreaptă toți care vor să intre în lumea nouă. Deci acolo nu intră narcisiști. Nu intră oamenii care și-au suprimat emoțiile, le-au îngropat, uh, nici o zi nu trece și el când. Care? a trecut. Și mai contează? A trecut. Nu merge. Acolo e veșnic. N-a trecut nimic și nu trece niciodată nimic. Este o iluzie a celor care zic că a trecut, nu mai contează o zi nouă, nu mă știe nimeni nou. Te știe toată lumea. O să-ți vină feedback-ul, nou problemă, și nici măcar tu nu te-ai iertat și nu ai uitat. Deci trebuie să intri să procesezi, să te ierți, să-ți aduci aminte chiar sau să-ți aducă cineva aminte clar și tu să le accepti de data asta la procesare și contabilizare. Faci contabilizarea, procesezi, hai să ce de făcut. Gata, m-am liniștit, am spus, nu e mai reprezentat de făcut. Du-te și nu mai păcătui. Asta e de făcut. Nu trebuie să faci nimic. Ce poți să faci? Poți să dai timp înapoi dacă ai dat în cap omului. Nu poți. Apoi poți te duci dacă n-a murit să-i faci un cadou. Să-l ajuți. să, -l ajuti. să, să ceri iertare. să ți ceri iertare și să-l ajuți. Să-l are... ajuți un pic, să-i să dai o bucurie în schimbul nemerniciei care i-ai făcut-o. Și se poate, că orice om vrea împăcarea. Dacă vii cu gânduri bune și cu vorbă frumoasă, și mai ai și puterea să ceri ierta, iartă-mă că. Nu știu, frate, da. Asta e, așa sunt rău. Sau am fost răi, suntem răi, iartă-mă. Dă primul cu piatra dacă tu n-ai făcut niciodată. Și atunci îl provoce o discuție de asta pe, pe linie cristică unde vine și o energie cristică când ai pomenit să dai primul, cu... primul cu piatra. Numai dacă zici să dai primul cu piatra, avem o energie cristiană. Să ne pe Dumnezeu pentru că vedem ce se întâmplă atunci când noi ne îndepărtăm și când uh, credem că putem să fim noi uh, cei care uh, să luăm locul uh, Divinității. Păi asta e lupta uite până ajungem să ne. Lume. Uite ce Cum? se întâmplă în lume, uite ce s-a întâmplat în Spania, uite ce se întâmplă în lume. S-a întâmplat ca venivasul turcesc. Dragoș, tu singur ai spus și astea au fost îngăduite. Nici Pă o da, sunt. nu Se mișcă fără ca Dumnezeu să le îngăduie. Da, da, normal că Dumnezeu trimite culme, da. că iau cu Dumnezeu că a și face. dacă au fost altceva, noi ne dăm cu părerea, dar au fost îngăduite. Da, toate sunt îngăduite și război, dacă e îngăduit, dacă ne rugăm și ne ierta, ne iertat, dacă nu, încă suntem pe război. Da, pentru că pentru păcatele oamenilor Dumnezeu are cu cine să lucreze, poate să pună și îngerii, dar dacă există deja tehnologie, o folosește pe aia. Dumnezeu e foarte eficient. Poate să facă lucrurile astea și cu îngeri, dar e mai greu decât cu niște antenuțe. Și atunci mobilizează forțele, cum le-a mobilizat, și face ce face. Noi să ne rugăm, Doamne, iartă-ne de păcatele noastre și nu ne trimite și nou vreun elicopter de la sau cine știe ce, că merităm, deci recunoaștem că merităm și noi, nu suntem mai bresca ca aia și nu judecăm noi, poate ești mai păcătoși noi mai puțin, nu contează. Avem păcatele noastre Așa este. și nu după, după dreptatea ta să ne judeci, Doamne, ci după mila ta să ne ierți. Exact. Poate că toți ar trebui să tragem niște concluzii și să privim lucrurile puțin mai serios și puțin mai în profunzimea lor. Pentru că uh, totul ni se arată. Totul ni se arată. Nu putem spune că se întâmplă ceva fără să fim preveniți. Nimic. Da? da. Am văzut uh, uh, o imagine care, pe care n-am crezut că o să o văd vreodată. Uh, unor reprezentanței regalității de la vârf mergând prin noroi. Extraordinar! Am văzut, am văzut niște oameni care cu toată dreptatea de partea lor s-au răzvrătit, au făcut ce au făcut, mă rog. Am văzut și o reacție deosebită între cei care fac parte din Casa Regală, care până la urmă au stat cu demnitate și au suportat. Se și la mari? Am văzut și politicul, primul ministru care a fugit. Deci, toate lucrurile astea ne arată ceva. Toate lucrurile astea trebuie să ne pună pe gânduri și să vedem cam ce -a vrea, ce a vrut Dumnezeu să ne arate. Ce, ce uh, învățăminte trebuie să tragem noi din toate lucrurile astea? Ce lucruri nu trebuie să mai facem așa cum le-am făcut? Unde greșim? Trebuie să ne sfințim. Da, ne e la mână, v-am spus, să mințim, să bem mult, să... Multe sunt în ziua de azi care poți să le faci pe vremuri. Te mai judeca și satul, te mai judeca și mama și bătrânia, ai avea respect față de ei. Acum... Asta e, respectul este foarte important. Acum numai tu te poți autoregla, pentru că nim nimeni din familie nu te mai judecă acum. Au ce ce fiecare. Nu prea se mai bagă. Să spună, nu e bine. În ziua de azi nu prea se mai bagă nimeni. Sau poate se bagă dată și oricum el spune, el aude că nu societatea te acceptă. Oricum. Ceea ce nu e rău. Pentru că acum chiar te auto corectezi. Dacă vrei. Adică tu. Dacă vrei. Și înțelegi că dacă vei face ce sfat dăm noi aici, dragul meu, Frate și soră, care ne vedeți, vom, ne vom reîntâlni. Bine, dacă reușești și eu, că nu se știe. Viața e lungă. Ne vom reîntâlni în acea lume nouă, frumoasă, unde nu mai există bănuială, suspiciune, îndoială. Ești sigur 100% că ce-ți spunea e? Se vede clar cine e omul din fața ta. Așa cum e el. Nici mai mult, nici mai puțin. Ca acum sunt mulți care pozează, știți. Adică în ce se înspozează? Ei se duc într-o zonă unde nu sunt cunoscuți. De obicei, nu acolo unde îi știe toată lumea. Chiar și dacă își fac o prietenie, o relație, fac cu cineva care nu e de acolo sau n-a stat acolo, nu l -și cunoaște, nu -l mai se știu detaliile. Și pozează în fața noi societăți, noilor grup de prieteni, altceva decât el, De care el știe cine e și știu ăilalți de unde a plecat, cine e. Până ai epuizat, a luat de la ei acolo schema, adică validare, prin haine, bla, 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 și anumite lecții învățate, a luat validare. Validarea e pentru anumiți oameni care au ego foarte puternic. E necesară. Deci ei au validare externă, ei caută validare externă și nu se autovalidează din interiorul lor. De exemplu, eu chiar n-am nevoie de nicio validare externă pentru că nu mă interesează. Adică eu îl iubesc pe Dumnezeu, dacă l am pe Dumnezeu în mine și pot să mă rog, sunt validat. Mă, mă, mă simt foarte bine, n-am nevoie de altceva. Dar sunt alți oameni care nu, nu lucrează în interior, lucrează în exterior. Bun. Și ei pleacă mai departe, acești tip de oameni, după ce epuizează resursa respectivă de și au luat validare de acolo, și în momentul în care începe să fie descoperit, pleacă înainte să fie alungat. El știe că mult timp nu are până va fi descoperit, dar până când e descoperit, el, așa. E o, o procedură standard, așa, în miților, caracterul ăsta narcisic. Dar se zice că până și ei și orice om poate să își repare sufletul, că de fapt e problema lui, nu e problema celorlalți. Cine a aflat despre treaba asta și a trecut prin traumele abuzului narcisic, s-a vindecat, s-a vaccinat, știe. Dar cine nu, o să afle. Ideea e că acești oameni de tipul ăsta egoist, că e un ego feroce aici, și o frică mare din copilărie, suferă foarte mult și ei sunt foarte, cum să spun, nemulțumiți de ei înșiși. E tipul ăsta este foarte des întâlnit astăzi. Sunt mulți oameni traumatizați așa, pentru că nu s-au făcut nici educația cum trebuie, adică au fost invalidați în copilărie. Nimic bine, nimic bine, nu faci nimic bine, nu e nota, ai luat 8, prostule. Ea 11 să-i 8. Ai luat 5, o, nenorocire, bătaie. Și în momentul ăla copilul începe să simtă că nu e bun el. Are o problemă el. Pierde încrederea în el. Pierde încrederea totală și se, nu are validare, nu mai are validare, nu validează nimeni. Atunci și, și, are o sete de validare pe care mai târziu o să o facă în exterior și a mai, mai învață ceva atunci, să suprime emoțiile. Pentru că n-ar rezista. În fiecare zi îl ceartă că n-a luat notă. În fiecare zi, unde e băscuța? De ce nu ți-ai haina? Iar a întârziat chestii de astea și în momentul ăla, el ca să nu mai se enerveze, la început crede, după ce nu mai, pac, nu mai vede. Uh -huh. Suprime emoțiile? Și culmea e că lucrurile astea îi le face persoana care îl iubește. Adică mama tata sau cel care exige de el. Și dacă îi face cel care îl iubește, el acolo cunoaște prima oară dragostea, iar ulterior, când va vrea și el să aibă pe cineva lângă el, E, e frică să fie iubit pentru că știe că nu, 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 e o persoană care nu poate fi iubită. fiind iubită în copilărie, el știe că nu o să poată fi iubit și când, aproape, când apare intimitatea emoțională, adică la început e explozie. El mimează perfect la început tipul ăsta de traumatizat, că e bărbat sau o femeie nu contează, și dă totul pentru că el își dorește iubirea. Dar pe măsură ce trece la bombă, așa se numește asta, bomba de dragoste, luna de miere, încep să se cunoască. Și în momentul când începe să mai vorbească de tata, de mama, află cum e familia, cum nu știu ce, încep să se afle anumite chestii. Și în momentul ăla, când apare asta, așa anumita intimitate emoțională, tipul ăsta de om traumatizat, tinde să fugă și de multe ori fuge fără explicații. Pentru că el știe că de aici încolo începe să fie cunoscut și va fi respins. Și e frică cel mai mult de abandon și de respingere. Dar face lucrurile astea pentru validarea externă care o are la început. Pentru începutul o la face totul. Chestia asta nu este o soluție cu începutul și schimbatul la parteneri care tot așa, dar ei deja devin niște vânători de așa ceva. Uh -huh. Ei știu că nu pot să se oprească și nici nu pot fi acceptați sau ei cred ei că nu sunt acceptați și oricum e o cursă care e ca un drog. Adică îți iei un pic de dopamine și oxitocină de la prima, mai de la următorul, să zicem, de relații de astea scurte. Și poate să zice la alta, iar explodează, iar dragoste, iar iubire. Un pic de dopamină, după aia, bum, depresie. Că fuge singur deja. Unii au ajuns așa de departe încât nici nu stau pentru luna de miere. Fac decât bomba de dragoste, două, trei zile și a dispărut. Îl calcă pe cap. Că ei de obicei îi calcă pe cadavre. Deci nu, suprime emoțiile instantaneu cine a devenit profesor. Lucru care oricum se atrag foarte multe păcate, deci este o... Când faci o chestie din asta și faci rău unui om, care habar n-are cu cine are de face, tu mai cazi o etapă în smoală. Și încă o etapă te mai duci în focul veșnic. Dar, după cum am văzut eu, sfinții noștri părinți, mulți dintre ei erau de ăștia. Schizofrenici, națisiști, egoiști. Și uite, printr-o minune și miracol, durerea aia în care ei s-au zbătut, că ăștia oameni care se, sunt foarte în durere, ca să spun așa, au, au o luptă interioară fenomenală, adică de multe ori se și vede, se și îmbolnăvesc, mai au din când în când perioade în care cad că se cu corăbile, dar uite, cum e că mulți sfinți provin din această categorie a oamenilor care au încercat să, să, reușească în viața așa, ciugulind validare și fiind zeloși și plin de ei. Pavel, mă gândesc la Saul din Tars, care știa și sunt deștepți de obicei oamenii ăștia, foarte deștepți. Dar eu le dau o sfat, cine se recunoaște aici, eu mă recunosc eu pe mine câteodată, să știți, în ceea ce v-am spus, acum eu am fost nu chiar să calc păcat, n-am ajuns să mă perfecționez în tehnica narcisică de abuz. Dar în tinerețe, să spunem așa, sau în, da, la începutul așa, vieții, cam așa eram programat de, din educație. Să cunosc oameni, dar să nu mă atașez de asta. Tu, când avea 35 de ani, tesori, nu așa, de la început, de asta, înseamnă că trebuie să scrii deja o, un stil în care anunți din prima. Și... Uh, ideea e că nu merge așa, trebuie cumva, nu știu, am avut noroc că am stat singur în Germania vreun an așa pe acolo și un an. Și ne având ceva ce am ce să citesc cărți din astea mai speciale, cu Valeriu Popa, cu, cu uh -huh. imagini din Imperiul Morții, cu Aura, cu Cartea Tibetana Morților. Am citit și am tot citit până când am ajuns la concluzia că nu există moarte, că nu murim și că totul se se pune la procesare și la contabilizare. Și deci teoria narcisică că se suprimă emoția și a fost a trecut nu contează, este egal, nu cred în Dumnezeu și viața veșnică. Egal direct. Și mulți sunt între ei creștini, se duc la biserică, dar prin ceea ce fac arată că ei nu înțeleg că totul se plătește. Bun. Chiar nu înțeleg. Problema e că nu sunt vinovați. Deci ei chiar nu înțeleg. Și-au format un caracter care... Rar mai străpunge cât o, cât o idee de conștiință mai degrabă la ei uh, au loc probleme fiziologice. Deci la oameni care suprimă emoții, capul ăsta nu mă judecă de ce, cum, care, bă, nu e bine. Și încep să te vaiți un pic în fața lui Dumnezeu și scape așa, prin mărturisire. Ei la ei nu, n-au probleme, dar se culmea au sincope metabolice. Ei apucă greață. Eu am avut o rudă. Era genul ăsta, dar era liniștit, nu era să zici că... Dar uh -huh. era în lumea lui și suprima la emoții acolo în lumea lui. Și l-a pucat greața și durerea de cap din 3 în 3 săptămâni. La toți doctorii a fost. Că stomac, că neurologie, că nimic dom și beton. Și s-a ajuns la concluzia că e o formă de atac de panică, ceea ce înseamnă e o formă de, de reglare metabolică din cauza gândirii. Stresul. S-a dat cu stresul. Bine, luat și cu de la ca lumea și Xanax. Că și astea sunt metode de suprimare de emoții. Genul ăsta de droguri, așa. Sau de, da, suprimă, suprimă conștiința. Nu mă mai te interesează. Flower power. Dar nu e o soluție. De aia vă zic. Soluția este ia, domne să vedem despre ce e vorba cu mine. Ce mă deranjează, domnule? nevastă -me are gura aia de nu se mai oprește, de exemplu. Bă, nu mai suport. Atunci, aveți ce faci? Du-te și spune. Nu știu ce să faci, că e cam greu să oprești pe ciocănitarea Audi, dar... Um... oricum, mărturisirea este soluția. O chem și zici, femeie, draga mea, bă, nu mai suport să repeți de trei ori același cuvânt, să te iei de mine, să mă controlezi, parcă zici că într-un scan, și, dar nu că nu nu știu ce. Deci, oricum, discutând, poți să ajungi la o concluzie că poate vezi pe omul ăla, că începe să fie puțin mai relaxat. Că de obicei se întâmplă chestia asta, că începe un cordar, o încordare, o chestie în asta între oameni, ochii o butelie, deci nu se mai oprește așa. <coughs> și atunci, dacă tot suprim emoții de astea, mai știu, mai vorbesc și cu vecinii, cu ăștia, de acolo mai vă spun lucruri uh, tehnici. Iese în curte. Dacă începe răzmerița, moara stricată, decât să fie scandal, mai bine, fug, iese, te duci să vadă ce pe la găini. Bine, Peste 10 minute nu mai se nimic. Și asta e o metodă bună, naturală, țărănească, de a suprima o emoție. De fapt, nu o suprimi, te distragi. Tot suprimare e, dar e în natură. să. poate poli o discuție fără sens. Da. Da, da de, a, de a crea scandal. Da. Mm. Ideea e următoare Ce bine ar fi oamenii Să aibă Perioade Chiar era un psiholog bun care zicea uh, O dată pe lună Sau pe săptămână, nu mai știu Neapărat două ore Să ieșiți la discuții despre voi Vă puneți întrebări Tu ce mai zici și mm. ce te-a mai deranjat De-astea incomode Dar De îți place aia? Nu mi place aia ce faci tu Păi de ce deci comunicarea? Da, comunicarea. Pe primul loc. Da, nu de aia falsă. Ha, ha, ha. uite, uite, Ulea. iubi Cum este luna? Da. E rotundă azi. A, am comunicat. Nu, de -alea mai. Da, dar spune ceea ce te doare. Da, hai, să spui ce te Aha. doare. Mă uite, vreau să spun eu da, ceva. Ca să poți să îndrepti. Trebuie să știi. Nici... Da, și te, luna asta, ai mă, ceva de comentat. Mă, n-am nimic. Hai să bem ceva. Cum n-ai nimic să-mi comentezi? N-am greșit eu. Hai că spun eu ce am greșit. Și uite așa, ajungi să, să glumești până la urmă dacă nu le, le suprimi. Ajungi să glumești. Eu nu mai am nimic de comentat acum decât să te rog să ne spui rugăciunea. A, unul așa repede am ajuns. Da. Nici nu știu ce v-am zis astăzi la emisiune, fraților, dar poate, poate spicuiți câte ceva interesant. Asta cu, cu ceva, am spus că emoțiile eu zic că e tare, că studiez acum. Este, este și o să continuăm pe tema asta, că e interesant. E foarte. Ne regăsim. Să nu credeți că eu sunt da, empatic și nu am și pe narcisist în mine. Sunt toți, Grămadă în noi. Depinde de pe cine vrei să alegi. Ești și narcisist, e și din asta evitant. Că nu v-am zis de evitant, dar vă mai spun care e diferența între narcisist și evitant. Și suntem și empatici și suntem sigma empatici. Unii, sigma empatici sunt cei ce și-ar dori fiecare dintre cei care se uită la astfel de emisiune, adică spirituale. Ei sunt oameni care au nevoie de spațiul lor pentru meditație, care sunt buni cu toți, dar nu așa. Deci, sig mai empatic cu ceea ce te să fie. să dea Dumnezeu să fim toți așa și să fim ca să radieze Iisus Hristos din noi, așa cum a fost El pe pământ și ce lume de pace ar fi. Și uitați că am găsit aici, mă de așa cu gândul la și cu ochii cameră. Am dat aici o rugăciune scurtă, frumoasă și am în legătură cu Isus Hristos. O mult pătimitorile a lui Hristos? Nu, e vorba de un sfânt. Hai să vă spun ce sunt. Ioan cel Nou. Sfinte Ioan cel Nou, uite, prima oară când citesc un fragment din Acatistul lui, o mult pătimitor al lui Hristos, sfinte și mare mucinice Ioane, primind această umilă rugăciune a noastră, ce se aduce ție acum din inimă, ne izbăvește pe noi de toate vătămările sufletești și trupești de ce cei văzut și nevăzuți și de chinul cel veșnic, cu rugăciunea tale cele bine primite de Dumnezeu, ca împreună cu tine, în cu ceva să fie, în locașurile sfinților să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. Amin. Ioan cel nou. Eu îl pomenesc în fiecare zi, dar uite, a venit vremea să îi cer și eu ceva în numele tuturor al nostru. I-am cerut să avem ce am cerut. Deci vă sufletești, exact ce vorbim noi. Și tu pești, de vreoși mai văzut și nevăzut și de chinul cel veșnic, că v-am zis că există un chin veșnic, să credeți, fraților, că există iad și rai, pentru că această informație te face să te străduiești, să ai și speranță și să să fii creștin. Uite că acum avem voie că și și Trump și are Biblia nu? mână. Așa este. Uite, vreau acum să trecem puțin prin ofertele tale, că na, este perioada... Da, să vă spun. Da. Da. Să vă ne spun vă... și de ele, pentru că eu vă spun un singur lucru printre multe alte care v-am spus. Uh, normusul mie mi-a făcut starea care o am acum și viața care o am acum. Eram și eu un om normal, un om normal, între ghilimele, da, un om care nu înțelegea că mai e altceva în afară de Gretarul de sâmbătă, o carte spirituală citită și meditați. De rugăciuni fugeam, că mi se păreau ciudate. Și acum vreo 17-18 ani a venit acest ormus în viața mea, ormusul baze, ca să zic așa. Și aveam un atac de panică și am luat 3 sticluțe de la cel care m-a învățat pe mine ulterior. Și mi-a trecut atacul de panică din două sticluțe. A treia am uitat-o în casă vreo 7 luni. După care iar că am început să vină și am luat-o și pe aici. De atunci am stabilizat treaba cu senzația de cădere în gol. Eram epuizat din cauza muncii, asta este. Bun, și de atunci până acum au trecut acești aproape 20 de ani, uite că mai punem câte un pic așa să pare mai interesant. <coughs> și am ajuns să avem și produse care spun cosmetic, da, eu zic că este terapeutic. Alifie vindecătoare, așa e zice. O alifie vindecătoare, dacă care aduce și frumusețe, că noi știm, ne-au trecut petele de, a, aveam și mărturie? Aveam mărturie, dar mai știu dacă. Petele de, de bătrânețe au trecut. Ce-a mai trecut, doamne? Cu această cremă. A mai trecut... Stați așa, dacă găsesc... Repede vă zic că mi-a mai dat cineva o mărturie și zic eu, uite, ce chestie. chestia. Început lumea să prindă curaj să spună fiecare ce simte și eu caut le citesc. Uite, salut, Dragoș! Am și eu o mică infecție la degetul mijlociu de la piciorul stâng. Ceva asemănător exemplului din emisiunea de seară. spune, spun te rog, ce să-i administrezi și unde pot comanda. Bun, asta e, de fapt, o urmare a ceea ce am făcut noi, ceea ce a contat. Ia uite, puteți lua înainte, nu. No. Doamne, doamne, încă o dată mai încerci după aceea, înseamnă că nu e momentul. A, așa. A, nu mai știu pe unde e, da. -o, am aici o, o mărturie. Și uite nu le fac și eu să le iau copii pe să le pun în agenda undeva. Uite am aici un soare, poate că o fi ceva cu soarele. Nu. Erau întrebări despre cum se consumă ormus. Fiecare îți scrie și spune cam ce rezultate a avut și uh, noi putem depune mărturie, putem vorbi despre arsura ta de la mână care s-a vindecat, putem vorbi despre uh, petele acelea de bătrânețe care... Se, se dispar. Da se uh, Mai am oameni care uite acum, cum a fost cu infecția asta de degete, eu știu că multă lume are, dar nu e infecție, nu știu ce, e inflamație de la unghie dar eu cred la că. unghii încarnate, sigur că da. Energie negativă, că am avut pe cineva la terapie, am făcut terapie cu o doamnă de aici din apropierea mea. Și după un timp a început să-i supureze unghiile de la picioare. Ba chiar Ai, și căzut. este extrem de dureros, extrem de dureros. Până la urmă au crescut altele noi, dar eu zic că în energii negative, ciudate, agățate pe acolo, există și fenomenul ăsta. Deci avem crema și serul, dăm cu cremă, dăm cu ser, avem praful de aur care se poate pune și el top peste astfel de infecții, mm. dar se și consumă. Avem cartea ca să știm despre ce e vorba și tot felul de tipuri de ormus lichide care au adaosuri și le veți vedea pe site aurodacilor.com, veți vedea și ceva mărturii. Și exact. mă veți întreba, cei care doriți să aflați niște detalii care nu vi s-au revelat din explicațiile mele de aici, pe telefon. Exact. 0725 -168. Le spun și eu 0725-168758. Și pentru cei care doresc să ajungă la draguri, să facă terapie, dacă doriți să vorbiți cu el, poate să facă tratamente de la distanță. Da, facem o sacroterapie. Da. Noi îți mulțumim tare mult pentru această seară și dumneavoastră vă mulțumesc că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să trecem cu bine peste săptămâna ce vine. Nu închideți, urmăriți filmulețul despre Ormus. Mulțumesc tare mult, Dragoș! O seară frumoasă! Mulțumesc și eu! Slavă Lui Dumnezeu pentru tot! Aurul a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri ca un metal prețios. În forma lui monoatomică însă, el devine prețios și pentru sănătatea trupului, sufletului și spiritului nostru. Astăzi, acest elixir, că este un elixir, îl numim Ormus. Însă, în decursul timpului a fost cunoscut sub mai multe denumiri. Poate cea mai cunoscută dintre ele este Mana, denumirea de Mana pe care o, o știm din Biblie. Și mai recent, în Evul Mediu, el a fost numit Piatra Filozofală. Dacă doriți mai multe informații despre acest subiect, aveți această carte, Ormus, pe care o găsiți pe site-ul nostru www.aurudacilor.com. Acest elixir numit Ormus este un bun remediu pentru reducerea durerilor articulare și gută. În același timp, va reda tonusul muscular. Fibra musculară se va simți bine. Reglează funcția pancreasului, odată cu ea reglează glicemia și în același timp va regla și digestia, adică Funcția pancreasului pentru digestie, enzimele pancreatice, el întărește și regenerează sistemul osos, va lucra deci sinergic în tot corpul holistic, de fapt, în toate aspectele ființei noastre umane, spirit, trup și suflet. Dar ne referim acum la trup, va regenera și va regla funcția sistemului reproductiv, iar în ceea ce privește psihicul nostru, va elimina oboseala și depresia și va regla somnul va aduce starea de bine și pofta de viață și va elimina anxietatea și frica. Va îmbunătăți imunitatea, acționând asupra glandei timus, glanda inimii. Și odată cu această influență asupra glandei timus, vom avea și o inimă mai relaxată. Mușchii inimii se vor relaxa, calitatea sângelui va crește și deci sistemul circulator va fi mult sprijinit și regenerat în ansamblu. Dar mai ales vor fi ajutate vasele de sânge, ormus sau aurul monoatomic acest elixir, care îl am aici în mână, este o formă de soluție, se iau doar 2 ml pe zi. Va ajuta mult venele și arterele, elasticizarea lor. Sistemul endocrin va beneficia și el de, de, acțiunea acestui elixir, acțiunea elementelor monatomice, pentru că ele, elementele monatomice, sunt parte componentă a glandelor noastre. Aurul monatomic împreună cu celelalte elemente monatomice vor face această reglaj a glandelor corpului nostru. De exemplu, glanda epifiză sau pineala, toată lumea auzit de ea, are formă de pin și ține legătura cu universul, cu adaptările noastre genetice la schimbările prin care trecem. Dar, în același timp, are o funcție foarte importantă, produce melatonină și deci aduce somnul și relaxarea. Glanda pituitară sau hipofiza, care este în spatele ochilor, are rolul de a produce serotonină, care este hormonul bucuriei și fericirii. Și avem glanda timus, despre care mai vorbim mai devreme, care înconjoară inima și care are un rol foarte important în producerea hormonului iubirii, oxitocina și cea de-a doua funcție, producerea linfocitele T, deci susține sistemul imunitar. Luate pe rând, elementele monatomice vor ajuta toate celelalte glandele, tiroida și paratiroidele, care avem aici, care reglează echilibrul calciului în corpul nostru. Pancreasul, Știm foarte bine ce face pancreasul, suprarenalele, voința, puterea și dopamina și adrenalina. Și mai avem glandele reproducătoare, care nu sunt folosite doar pentru a ne reproduce, nu le folosim. Au alte funcții, au și alte funcții în viața noastră. Ca urmare, elementele monatomice, ormusul acesta despre care vorbim, acest elixir, va ajuta sistemul energetic respectiv fiecare. Chakra în parte, deoarece ajută glandele. Glandele au corespondent în lumea energetică, în lumea astrală, în lumea nevăzută, ceacrele. De aceste ceacre depinde foarte mult starea noastră emoțională. Subiectul pe care îl vom dezvolta, poate, în cadrul cursurilor pe care le fac, despre ele veți putea afla tot pe site-ul www.aurodacilor.com Deci, în forma lui monatomică, aur, iridiu, rodiu, platina, paladiu, ruteniu, argintul, cupru, și așa mai departe, refac de fapt lumina pierdută a orei noastre energetice. Pentru că mai întâi avem o problemă la nivel energetic, de întuneric în aură și apoi la nivelul fizic. În concluzie, Ormus, acest elixir merită, din punctul meu de vedere, să-l cunoașteți și să-l încercați. Vizitați site-ul nostru www.aurudacilor.com unde veți găsi și cartea aceasta. Și dacă tot am amintit despre cursuri, ar fi bine să vorbim și despre sacroterapie. Cine dorește să afle mai multe detalii despre sacroterapie, acest tip de terapie deosebit, este invitat să acceseze www.aurudacilor.com sau să sune la numărul de telefon care l-a vedeți afișat pe ecran. Folosesc și la alimente, folosesc, de exemplu, la pește. Am cumpărat pește proaspăt, l-am spălat, l-am curățat, l-am pus în, în într-un ligand cu apă, am dat drumul la aparat și vă spun că a făcut o spumă cât ținea Ligheanu, iar o peliculă sub formă de racet care se întindea așa pe mână cu un miros urât. Scoate toate pesticidele, de asemenea și la fructe și la legume folosesc acest aparat. Recomand la multe familii să-și cumpere acest aparat că nu o să regrete. Sunt foarte mulțumit, îl recomand cu toată încrederea.